Patru firme de construcții concurează pentru realizarea segmentului de 26 de kilometri ce face parte din autostrada Transilvaniei și leagă localitățile Suplacul de Barcău și Chiribiș din județul Bihor. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au anunțat că o societate din municipiul București, o asociere de firme din județul Bihor, o companie din Turcia și alta din Italia, și-au depus ofertele pentru proiectarea și realizarea segmentului de drum. La licitația anterioară, care a fost anulată, erau depuse vreo 11, asocieri. Acum avem doar 4. Din păcate, dacă ne uităm pe lista asta scurtă, vedem o singură asociere care pare promițătoare, care una din 4, da? Șansele sunt cam de un sfert. Construirea acestui segment de autostradă a început inițial în anul 2000, când compania americană Bechtel a mobilizat mii de muncitori și utilaje în zonă. Totul s-a năruit însă 13 ani mai târziu, când contractul cu societatea a fost reziliat. Proiectul este prost pregătit. El, pe vremea lui Bechtel, a fost așa, din pix făcut. Se construia cam ce voia Bechtel, de fapt ăsta e adevărul, pe unde vrea Bechtel și fără prea multe studii în prealabil. Că după aceea Bechtel intra în teren și spunea: domnilor, pe aici sunt niște sonde, nu prea ne-am dat seama că sunt sondele astea. Pe aici cam alunecă, trebuie făcut nu știu ce magazin de sprijin, pe aici trebuie făcut viaduct, că uite, că asta trebuie făcut. Iar statul român plătea. Speranțele bihorenilor s-au reaprins în toamna anului 2016, când un consorțiu de firme spaniole a preluat șantierul. Ibericii nu au stat însă mai mult de o lună pe plaiurile bihorene, astfel că și acest contract s-a încheiat înainte ca muncitorii să se apuce efectiv de lucru. Primarii localităților din zonă susțin că realizarea acestui segment de autostradă este absolut necesară, atât pentru fluidizarea traficului, cât și pentru atragerea de noi investiții. Traficul care e infernal până sub lac, vin... Tot ce vine de la Zalu și merge în graniță se oprește la Suplacul de Barcău. Trece până Suplacul de Barcău prin comună. Segmentul de autostradă ar trebui să fie gata în 2 ani și ar urma să fie compus din 3 viaducte, 8 pasaje și 8 poduri, dintre care unul de o complexitate ridicată din punct de vedere tehnic în lungime de 1650 de metri. Autoritățile locale mai au un plan și construirea unor parcuri industriale în județ. Consiliul județean și-a asumat ca în Ștei, Beiuș, Alești și Marghita să amenajeze în parteneriat cu primăriile locale parcuri industriale. Ca urmare, construirea autostrăzii înseamnă un lucru bun pentru județul nostru și din perspectiva dezvoltării economice, deoarece parcul industrial care va fi construit la Marghita ar urma să aibă un acces la traficul rutier mult mai facil. În plus, autoritățile locale susțin că după finalizarea segmentului de autostradă vor fi refăcute și drumurile județene care în prezent sunt într-o stare degradată.